Bună tuturor! Bine ați venit la canalul meu nou, Dragoș Cristian Burlacu. Și astăzi o să facem amnam. Sunt cu sora mea. Amnam. Și întâi de tot, ați apăsat butonul de subscribe, așa, dați-l până se face gri. Dacă e roșu, apăsați-l să se facă gri. Dați butonul de like să se facă albastru. Share. Și clopoțel. Să primiți notificări de fiecare dată când postăm un nou videoclip. Noi acum o să facem handshake-ul. Pentru că ultimul nostru handshake pe care l-am avut acum un an a fost așa, doar că ăla este un alt canal decât acesta pe care îl avem noi. Și aici o să facem daily vloguri, probabil, challenge-uri, probabil videoclipuri amuzante. Într-un videoclip, probabil mâine, era să zic în engleză, vom reacționa la un videoclip vechi de-al nostru. Da, și o să vedeți diferența între mine și el când eram mici. Așa că hai să nu mai lungim, hai să ne apucăm de videoclip. Hai să handshake-ul, nu uităm, este un nou handshake. 3, 3, 2, 1 și cel mai șmecher handshake. Cred că ne ieși mai bine ca celălalt pe care l-am avut înainte. Da. Și nu uitați să-l faceți și voi acasă, pentru că e cel mai șmecher. Așa că Dragoș va începe cu întrebările. Ok. Deci am n-am făcut odată. Nu, am n-am alergat vreodată pe undeva unde nu trebuiam să alerg. Da, în școală. Și eu. Nu, în grădină. În școală, de grădină. Nu, eu în școală. Trebuia să ne ducem la baie. Nu aveam voie să alergăm și eu am alergat cu colegii mei. Am alergat pentru că la mine școala, el e în altă școală pentru că el încă este la școală primară și eu sunt la colegiu, sunt la nivel ca el. Da, nu ne interesează. Doar că e o școală diferită și avem profesorii prea stricți. Dar sunt drăguți profesorii. Dar România am alergat. Dar n-am alergat așa repede. Da, în România alergam și nu trebuie să alerg. Da, și eu. Ok. Am n-am. E pregătită de asta. Pregătit. Ceva de genul. Am n-am mințit părinții că m-am spălat pe tine și nu am spălat de fapt. Nu întrebați de ce acum nu-i mai mint. Nici cu dinții. N-am mai mințit. Da, în fine. Hai, era numai. N-am. Mă gândeam la ceva și mi-a ieșit altceva. Adică, de exemplu, vreau să scriu un cuvânt, să-l... Adică să scriu, de exemplu, de ce. Mintea mea era D-E-C-E. Și eu l-am scris D-A-C-E. Am. Probabil, da, am. Cine îmi face așa ceva? Eu. Da. N-am. Fost domnișor sau domnișor de onoare. Și am o poză foarte, foarte drăguță. Nope, nu ne pasă, nu ne pasă de poză. E pe acolo. E sus pe peretele meu. Este altă. Mi-a plăcut foarte mult ochea și am avut părul lung și drept. N-am și nici nu o să vreau.
Următoarea întrebare. N-am zis că îmi place de o echipă. Și îmi plăcea de... Nu, n-am. Am zis că îmi place de o echipă. Și mie nu-mi plăcea de ea, îmi plăcea de altă echipă. Depinde dacă e de fotbal. Nu, de orice. Am. Nu-mi place fotbalul. Ok. Am fost într-un vis și am făcut pe mine în visul acela. Practic, în viața reală, am făcut pipi pe mine când eram într-un vis și am crezut că este un vis, dar de fapt era în viața reală. Am pus-o special. Stai că și eu am. Următoarea. Okay. N-am făcut ceva care nu trebuie. Nu, da, la tine odată, doar odată, odată! Ba nu minte, trebuia să spăle pe din și nu s-a spălat. Ok, da. Trebuia să n-alerge prin școală și a alergat. Dar n-am alergat așa tare. Și nu mai... contează! Și mai ales că m-a văzut și doamna. Na. Hai că zic adevărat. N-am mai mulți de 5 prieteni. Bra! Depinde dacă e aici sau în România. Aici. Am 5 prieteni. Ai zis 5 sau mai mulți, deci ai. Nu, am zis mai mult de 5. Ai zis 5 sau mai mult. Ai zis 5 sau mai mult. Păi, am 4 fete prieteni și un băiat prieten. Următorul. N-am strigat odată. N-am strigat odată la cineva care am crezut că e un prieten de-al meu și n-a fost. Am avut odată impresia aici că e... Era o fată, e o fată care seamănă cu prietena mea și am crezut că este prietena mea, dar de fapt nu era când m-am uitat. Dar n-am strigat, n-am făcut nimic când m-am uitat. Am. Nu știu. N-am fost răcită când eram la munte. Am fost, am avut COVID, cred, m-a ținut o grămadă. Și era plictisitor, adică... Și mai aruncam în zăpadă. Următoarea întrebare. N-am. Mi-am luat pantalonii pe dos și n-am observat. Și mi-a zis cineva. Tu și chiloții ai. Asta e. Am eu una bună. Au. N-am. Din greșeală uitați să iau eticheta jos de pe haine. După ce le-am cumpărat și când m-am probat cu ele, aveam eticheta și mergeam în pricață așa frumos, stăteam cu hainele alea frumoase pe mine și din greșeală am uitat să-i dau eticheta jos. Așa. Următoarea. Am crezut vreodată că am niște Adidas și sunt ai mei, dar n-au fost ai mei. Și am luat pe al lor sau cine a fost. Alu mama, dar împărțim Adidas și noi, deci n-am. Da.
Ba, ai, e la Paul Vlăduț. Și Vlăduț pe tăi. Ba, nu e mi-a luat pe ai mei. Și atunci fie la pe lui. Ce-a fost aia? Dacă vreți să știți, mă găsiți și pe TikTok la Antonia Maria 2022. Asta este canalul meu de TikTok. Focalizează ceapa mătii. Să se dau luminozitatea mai încetă. Bă, focalizează-te, bă. Asta este canalul meu de TikTok. Ok. Așa că vă aștept pe TikTok. Ok, ăsta cred că am fost un video. Da, noi chiar o să facem peste câteva minute încă unul și mai interesant. Și mai. Și o să pun acum pe Instagram lumea să mă întrebe întrebări, iar eu voi răspunde și o să le întrebăm și aici. Deci, așa că bam, pa, pa! Ne vedem peste câteva minute. Pa! Pa!